printr-o... Dacă tot îmi drept microfoanele, o să-mi permit să încep printr-un comentariu. El o să fie acid, dar după 3 mandate la primărie îmi pot permite să spun inclusiv ceea ce este nedrept și în mod normal ar trebui să ne revoltă pe toți. Noi cât mass media avem în Republica Moldova? Vreo 20 de canale de televiziune și vreo iarăși 20-30 de radio? Haideți, că în afara campaniilor electorale, fiecare își face o politică editorială, toate toți sunt obligați să fie obiectivi, corecți și să difuzeze informații despre toți. În timpul campaniei electorale, de cât îi cunosc, canalele de televiziune, pentru că au cea mai mare influență asupra electoratului, sunt chiar obligate să facă reportaje despre toți candidații. Indiferent. Le place, nu le place și așa mai departe. După cum am spus, la mai multe evenimente, în ultima perioadă, 90% din presa din Republica Moldova este cumpărată și aparține partidelor politice, ceea ce este incorect, ceea ce este ilegal, ceea ce este nociv pentru democrație și chiar otrăvitor pe de-a dreptul. Avem canalele lui Șor, canalele lui Plahotniuc, canalele Blocului Acum, canalele lui Dodon, acum aș mai fac și alții canale și așa mai departe. Și atât, ce mai rămâne? Poate alte câteva, să mai vedem cum s-au comportat pe parcursul campaniei. Dar noi nu vom ajunge niciodată la democrație cât timp vom avea în loc de presă, instrumente de propagandă și de manipulare, cumpărate din bani furați. Pentru că altfel decât din bani furați, să întreții televiziuni care costă milioane de euro pe an, n-ai cum. Astăzi este primul eveniment al Partidului Liberal și respectiv al subsemnatului, de când suntem înregistrați în cursa pentru primărie de Chișinău, pentru că ieri, 24 septembrie, spre seară, ora 18, după cum m-au informat colegii, a avut loc propriu-zis înregistrarea. Respectiv, este corect din partea noastră să fim deschiși, transparenți, să arătăm din prima clipă pașii noștri, intențiile noastre, să informăm electoratul despre ce va urma în următoarele săptămâni, astfel încât pe 20 octombrie toată lumea să vină la vot, motivată, deschisă, decisă, să-și poată alege primarul de Chișinău și respectiv majoritatea din Consiliul Municipal. Așa este corect, așa este democratic. Și noi această regulă am respectat-o, o respectăm și o vom respecta. De aceea, primul eveniment, de după înregistrarea în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău, pentru un al patrulea mandat, vine să mobilizeze electoratul. Nu trag plapuma asupra mea. Chiar mă gândeam să vin cu o plapumă astăzi la eveniment, să atrag atenția mai mult, să mă înțeleagă lumea. Dar sper că și așa va fi clar. Eu nu vreau să trag plapuma asupra mea în aceste alegeri. Am depășit de mult nivelul de a candida pentru o funcție și, respectiv, a dori să obțin un mandat. Pentru mine se pune problema să revin la serviciu pentru că am fost lipsit de 2 ani din mandatul oferit de cetățeni în 2015. Năstase a fost lipsit de un an de mandat, 2018-2019. Eu am fost lipsit de 2 ani de mandat, 2017-2019. Suntem, practic, în aceleași condiții, la mine sunt 2 ani de imposibilitate de exercitare a mandatului. Din acest punct de vedere, pe mine mă interesează, în primul și în primul rând, ca locuitorii municipiului, așa cum au fost doritori de o administrație locală a lor, care s-o simtă că îi reprezintă în 2007, în 2011, în 2015, același lucru să-l vrea și acum. Da, ei acum sunt amorțiți, sunt încă nu se știe, nu este clar, au început manipulările în presă cu sondaje. Când s-au făcut acele sondaje? Spuneți-mi, vă rog, dacă nici măcar n-am anunțat că voi candida. Și deja sondajul era gata. Ieri era gata și eu m-am înregistrat vineri. Când s-a făcut sondajul? Am depus dosarul vineri. Astea sunt manipulări exact cum au fost în perioada cu... Cum o cheamă? Că de acum nici nu mai țin minte după nume. Silvia Radu. Care în toate sondajele era pe locul 2, dar de fapt abia s-a clasat pe 3. Oameni buni, nu dați crezare la niciun fel de sondaje. Sper să apară și sondaje profesioniste reale. Dar noi trebuie să revenim la democrație. Lucrurile trebuie să se așeze la locul lor. Trebuie să vedem că avem instituții de sondare a opiniilor publice corecte și acelea demne care au o tradiție, o credibilitate, nu după ce toate le-au servit pe Plahotniuc,
și i-au făcut sondaje la comandă timp de câțiva ani de zile, acum să vină din nou să ne spună istorie. Să mergeți la vot și să vă alegeți candidatul cu inima, cu sufletul, cu mintea dumneavoastră, așa cum îl simțiți pe cel mai apropiat. Eu am să fac campanie în primul rând pentru mobilizare la vot. Și după aceea o să fac campanie pentru mine și pentru partid. Pentru că vreau să funcționeze democrația. Și în acest sens, iarăși, nu m-am gândit la mine. Mă gândesc la locuitorii Chișinăului și la o posibilitate ca ei să-și simplifice alegerea. Și de aceea am venit în prima zi de campanie a subsemnatului, lucru care nu a făcut nimeni, din păcate, nu l-a făcut nimeni din ceilalți candidați, am venit și vin și acum în fața dumneavoastră cu un apel. Cu un apel la consolidarea forțelor pentru turul 2. Eu personal mă angajez ca în turul al doilea, în cazul în care nu voi fi eu în turul al doilea, de exemplu, să susțin necondiționat pe oricare dintre candidații pro-europeni clasați în, pe prima sau a doua poziție pentru turul al doilea, în așa fel încât să-l trimitem pe Ion Ciobanu acolo unde e locul. Lângă Zinaida Greceanu, că el altceva mai bun nu poate face și nici asta de fapt nu merită. Ciobanu nu va câștiga primăria, să nu-i ascultați pe aceia care isterizează societatea. El nu are absolut nicio șansă. Campania lui este o simplă repetiție pentru alegerile prezidențiale ale lui Dodon de anul viitor. Ei toate calculele au făcute. În ceea ce privește campania acestuia, o să mai revenim. Însă, pentru a nu fi derută în rândul electoratului de dreapta, electoratului pro-european, unionist, ca om care a împlinit susținerea acestui electorat de 3 ori, 2007, 2011, 2015, da, solicit susținere și pentru a 4-a oară ca să-mi duc proiectele până la capăt, dacă vor dori locuitorii acest lucru. Prin urmare, ca om care cunosc electoratul, m-am întâlnit de atâtea ori, și la întâlniri, și față în față pe stradă, și unde doriți, și la audiențe. Mă adresez tuturor candidaților pro-europeni și unioniști, care sunt cât vreo 10-15 acolo, să facă fiecare necondiționat un asemenea angajament, așa cum o fac eu astăzi. Și un apel la toți ceilalți. Noi trebuie să dăm dovadă de maturitate politică. Noi trebuie să fim peste socialiști. Noi nu avem dreptul să ne lamentăm și să bocim la fiecare abuz al socialiștilor pentru că a fost Plahotniuc. Ei au fost în cârdășie cu Plahotniuc în primul și în primul rând. Și pentru asta trebuie să răspundă. Nu acum să-și facă ei interesele la Procuratura Generală, la CNA, la Curtea Constituțională. Dar noi cât o să răbdăm asta? Și acum, nici să nu fim pregătiți pentru alegerile de, la primăria Chișinău și respectiv turul al doilea. Este o soluție corectă, inteligentă, dacă o doriți, ca pentru turul 2, necondiționat să ne declarăm sprijin. Voi ajunge eu în turul 2 și voi câștiga primăria. Pentru respectiv al doilea tur, este firesc să fiu susținut de toți ceilalți. Dar lucrul ăsta trebuie anunțat de pe acum. Să arătăm o minimă încredere, o minimă susținere reciprocă. Să se vadă că suntem oameni serioși, că nu trage fiecare plapuma la el, ca niște copii care caută fiecare pe contul celuilalt ca în junglă să ajungă undeva mai în față. Nu așa se face politică în secolul 21. Trebuie să fim la un nivel mai înalt. Și acesta este apelul cu care vin în fața tuturor. Arătați, stimați candidați, maturitate politică. Arătați că sunteți mai presus decât jocurile care se fac, jocurile de culise sau de alt gen. Arătați că îl batem pe Ciobanu de nu se vede. Nici în turul 2 n-ar trebui să ajungă. În general vin cu o propunere către Chișinău ieri. Haideți să-l înlăturăm pe Ciobanu din primul tur. Să nu aibă ce căuta nici în turul 2 și să dăm în Chișinău o bătălie în turul al doilea democratică, frumoasă, între candidați pro-europeni toți. Unul dintre ei poate am să fiu eu, altcineva poate să fie altcineva. Și în felul acesta ne ridicăm la un alt nivel, mult mai înalt. Dar de ce noi trebuie să fim tot timpul ostaticii socialiștilor și a lui Dodon? Niște nemernici, niște netrebnici, care distrug viitorul poporului nostru. Și nu sunt altceva decât continuarea rămășiților lui Voronin și respectiva comunismului sovietic. Speculează pe nostalgia după comunismul unora, încă. Iată, acesta este mesajul principal a acestui eveniment de astăzi. La acest mesaj principal mai am de adăugat câteva lucruri și respectiv, ca să fac campanie și pentru mine și pentru partid, că așa e firesc, dincolo de angajamentul meu civic, dacă doriți, că ăsta ar trebui să-l facă societatea civilă și nu mai știu, liderii de opinie. Dar eu am înțeles că la noi este deficit cu așa ceva, de așa ceva în Moldova de la o vreme și îmi asum și acest rol, ca să încerc să deschid oamenii, ochii oamenilor, să încerc să-i mobilizez. Prin urmare, în ceea ce privește celelalte mesaje care doresc să le comunic în aceste, eveniment, în cadrul acestui eveniment. La noi în Chișinău a apărut o prințesă, dacă n-ați observat.
până acum, cumva. Și la noi a apărut o prințesă. Se numește Ion Ceban. Și s-a închis de la o vreme în turnul de fildeș, deci în turnul de apă. În muzeul orașului. S-a închis acolo în acest turn și a luat contract pe o lună de zile arendă și el nouă ne povestește de acolo balivierne. Fel de fel de minciuni. În primul rând, ce are să caute un candidat într-o instituție publică timp de o lună de zile în campanie electorală? Noi am reparat acel muzeu. L-am redeschis. L-am redat locuitorilor orașului. Se poate fi vizitat. La ultimul etaj unde a închiriat ceva în sala de panoramică, acolo este cireașa de pe tort, cum se spune, a muzeului orașului. După ce vezi toată expoziția din interior, urci în sala respectivă panoramică, ieși la balcon și vezi orașul. Ăsta este sensul muzeului orașului. Nimeni nu are acces la ultimul etaj din cauza lui Ceban. Că prințesa Ceban și-a luat sala de la ultimul nivel pentru o lună de zile prin contract de chirie. Și își face acolo evenimente de presă permanent, în fiecare, la fiecare două zile. Și acum să trag cabluri de televiziune la ultimul etaj. Cu ce drept? Vom sesiza în acest sens Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. Că prințesa Ion Ceban, bula de săpun, de fapt. Că el este o bulă de săpun. Un nimeni. Stă, bine mersi, într-o instituție publică a statului, a primăriei Chișinău, și-a luat contract monopol chirie și face de acolo evenimente de presă. Fix așa cum a băgat tribuna în primăria Chișinău. 10 ani cât am fost în primărie, odată nu mi-am permis să fac evenimente politice în sediul muzeului orașului. Să mai vin cu electorală sau cu altceva. S-a găsit ce bani să se bage acolo. Și tot stac, de parcă așa și trebuie. Chestiunea asta trebuie pedepsită. Și noi vom cere Consiliul Electoral să se pronunțe. A doua chestiune, tot legat de acest individ. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă. Pe toată mass media, pe tot internetul, televiziune, radio, unde vreți, peste tot Ion Ceban. Cineva a calculat cât costă această campanie care a devenit deja monopol pe toate sursele de informare al lui Ion Ceban. Deja vă spun sincer, am impresia că merg la baie, deschid apa și din robinet, în loc să iasă apă, o să țâșnească Ion Ceban de la socialiști. Sau când o să trag apa de la WC-ul și de acolo o să-mi apară Ion Ceban. Pentru că e peste tot. Deschizi Facebook, reclamă Ceban. Deschizi internet, reclamă Ceban. Deschizi televizor Ceban, deschizi radio Ceban. Eu nu înțeleg de unde și până unde sunt atâția bani. Și nu este clar că ăștia sunt banii din Rusia, milionul de euro. Niciun candidat n-are niciun fel de camp, niciun fel de spoturi, nimica, Ceban are peste tot și de toate. Nu este straniu pentru organele electorale. Și o să cerem să fie investigată și această chestiune. Cum s-a ajuns ca în Republica Moldova un nei ca nimeni, Ivan Ceban, să controleze întreaga piață publicitară electorală din timpul campaniei electorale? Și par pentru toată lumea, parcă ar fi în regulă. Repet încă o dată. Așa va arăta campania de anul viitor pentru Dodon la prezidențiale, care deja l-așteaptă pe Putin, după cum am spus acum câteva săptămâni. Din acest punct de vedere, să fie clar, eu n-am de gând să mă umilesc. Nici în fața candidaților, nici în fața alegătorilor, a electoratului. Eu am să merg cu demnitate, așa cum este sloganul. Cu demnitate pentru Chișinău, cu demnitate pentru Unire. Și am să merg cu demnitate până la capăt. Orice pot să pierd în viața asta. Cum mi-au făcut ăștia, fabricat dosare penale și au bătut joc și așa mai departe. Dar eu nu îmi voi pierde niciodată demnitatea. Și cu acest avânt, dacă doriți, vin în aceste alegeri, ca să ne recăpătăm cu toții demnitatea. Vor să mă voteze locuitorii Chișinăului. Foarte bine. Nu vor. Demnitatea mea o să rămână în picioare și am să continui să spun adevărul despre fiecare dintre cei care participă în aceste alegeri și nu merită. Am să continui să spun despre Năstase, că a furat 7 milioane de euro de la Aer Moldova împreună cu nașul Țopa și nu merită să fie primar de Chișinău în asemenea condiții. În perioada în care eu dezvoltam Chișinău și făceam reforme 2007-2009, el fura acele 7 milioane de euro. Asta este realitatea. Eu am să continui să spun acest adevăr. Chiar dacă am spus că în turul 2 sunt gata să susțin în cazul în care nu voi ajunge eu în turul 2, pe oricare dintre candidați, dar ar fi mult mai corect să merg în turul 2, să câștig primăria, să duc proiectele până la capăt și împreună cu cei din blocul acum să-l batem pe Dodon de să-i meargă colbul anul viitor. Pentru că împreună vom fi mai puternici. Dacă revin la Chișinău, la primărie, dacă Partidul Liberal revine în forță, împreună cu cei din blocul acum, așa cum sunt ei și îi criticăm și le arătăm greșelile, dar nu-i facem Iuda, nu-i facem
așa cum ne-au făcut ei pe noi. Vrem împreună să devenim mai puternici pentru că și ei sunt pro-europeni, deși am deja dubii în privința unora. Și atunci, anul viitor, Dodon nu mai pupă președinția. Dar pentru asta ne trebuie o logică. Care este sensul, Andrei Năstase, să vină la primărie de la Ministerul de Interne? A rezolvat acolo toate problemele? Este în regulă să o lase pe Maia Sandu singură în guvern? Ce încearcă el să speculeze? Faptul că în 2018 Plahotniuc a anulat alegerile, păi da, dacă nu eram eu, nu aveau loc alegerile. Că eu am mers și l-am înfruntat pe Plahotniuc, mi-am dat demisia, au avut loc alegeri și am spus că ele vor fi anulate de la bun început. Și am fost eu lipsit de mandat în primul rând. 2 ani n-am avut mandat. Că acum să apară sondaje chiar toacă pe ultimul loc. Dar scoteți-mă în general din sondaje, să vedem ce o să spun oamenii. Eu vreau să văd care este recunoștința locuitorilor Chișinăului pentru 10 ani de muncă. Și pentru 2 ani de rezistență dură în fața lui Plahotniuc, dar înainte de asta am rezistat tot 10 ani la primărie, că a cerut de la mine și insule în parc, și hoteluri, și una și alta, și n-a primit nimic cu un cap de ață. Primul m-am opus lui Plahotniuc. Când încă Năstase cu Plahotniuc erau parteneri de alegeri, 2005-2010, parteneri de afaceri, poate și de alegeri, când au atacat Victoria Bank. Și iată, ei s-au certat și vezi, Doamne, au pornit un război deschis public din 2010. Dar eu am rezistat în fața acestui Plahotniuc și a tuturor oligarhilor întotdeauna. Niciodată n-am acceptat nici cât e negru sub unghie vreo colaborare. De aceea trebuie dat la o parte toată intoxicația, toată minciuna, toată manipularea și mers așa cum spune conștiința la aceste alegeri. Și o să mă bat pentru acest lucru. Voi primi recunoștință din partea cetățenilor. Bine, nu înseamnă că cel puțin mi-am făcut datoria. Și eu și colegii mei. Și am rămas cu demnitatea noastră de oameni. Acum, în ceea ce privește lucrurile propuse, pe care ne le propunem noi, în problema traficului din Chișinău. Că mi-am propus să începem cu problema traficului. Acesta este un al treilea subiect pentru conferința de astăzi. Evident că eu trebuie să încep cu ceea ce am făcut pentru rezolvarea problemelor traficului, și după aceea să adaug ceea ce am de gând să fac mai departe. Că așa este corect. De la mine se cere să explic și ceea ce am făcut. Totuși, am avut 10 ani de activitate. Și am să enumăr câteva chestiuni care le-am realizat și o să, felul acesta, vor putea fi lucrurile analizate în balanță. Săgeata verde. Este un proiect care l-am adus din Germania, din vestul Europei, din România și care funcționează și care dă rezultate. Din păcate, mașinile parcate neregulamentar îngreunează pentru ca această săgeată verde să dea mai multe rezultate la toate intersecțiile. Lărgirea bulevardelor Alecu Rousseau, de exemplu, și a străzii Vadului Vodă. S-au făcut din 2 benzi, 4 benzi. Asta am îmbunătățit chestiunea cu traficul. Deschiderea străzii studenților și construcția străzii Dumeniuc. S-a rezolvat iarăși pe partea respectivă. Deschiderea și reabilitarea străzii Tudor Strișcă de la Telecentru cu Botanica, legătura de asemenea s-a îmbunătățit. Vreo 5 sensuri giratorii care au fost construite, altele reabilitate. Moscova cu Kiev, Alecu Rousseau cu Sadoveanu, spre Bubuieci, care au deblocat situația traficului din acele puncte. Reparația circa 30 de străzi din Chișinău, care iarăși au îmbunătățit situația de trafic în acele zone. Numai strada Muncești, de exemplu, cât a rezolvat pe partea de trafic spre Sângera Anenii Noi, care era distrusă complet și n-a fost reparată niciodată de la al doilea război mondial încoace, din 45. Asamblarea de troleibuze și faptul că avem 250 de troleibuze noi, care în mod normal ar trebui să circule pe bandă specială rezervată transportului public, dar oricum asta am îmbunătățit situația cu transportul public și în felul acesta îmbunătățește și partea legată de trafic. Tot aici, în paralel, au fost strămutate rutele de microbuz. Au fost scoase de pe străzile principale și au fost duse pe străzile secundare. Au fost strămutate spre cartiere și respectiv suburbii, în acest fel, de asemenea, deblocându-se majoritatea arterilor din Chișinău. Mai mult decât atât, numărul lor practic a scăzut în jumătate față de anul 2007 sau mai mult și odată ce creștem numărul troleibuzelor asamblate și cum înnoim tot transportul public, lucrurile se depășesc în totalitate. 10.000 de locuri de parcare au fost create în mod gratuit, tocmai pentru a putea elibera mai mult carosabil. Mai sunt și multe alte măsuri luate, dar le-am menționat pe principale. Acum, ce trebuie făcut mai departe? Din punct de vedere a infrastructurii, este nevoie de un sens giratoriu la strada studenților cu calea Orheiului. Există proiectul început în acest sens, nu mai știu dacă în ultimii 2 ani l-au finalizat cei de la primărie de când m-au scos, Plahotniuc și cu Dodon, dar acolo neapărat trebuie rezolvată problema în următorul 1 an, 2,
pentru că altfel toată ieșirea din nord din Chișinău este, rămâne a fi blocată și se va agrava situația. Reconstrucția străzii Albișoara spre Mesager cu ieșire spre calea ieșilor, proiectul tehnic era comandat iarăși în 2017, nu mai știu la ce etapă este astăzi, reieșind din ceea ce se întâmplă cu interimare de la primărie. Lărgirea șoselei Hâncești spre sud, de asemenea dublarea practic a lățimii acestei străzi, așa cum a fost ea rezervată inițial. De altfel, în ceea ce privește toate direcțiile de intrare și de ieșire din oraș, am avut o înțelegere încă în anul 2015-2016 cu cei de la IFC, Corporația Financiară Internațională, care mi-a ajutat și cu Alecu Ruso și cu alte proiecte, în vederea accesării unei finanțări permanente, continue, pe 10 de ani înainte, în așa fel încât să lărgim infrastructura rutieră și să asigurăm acces rapid și respectiv ieșire rapidă din oraș. Pentru că municipiul Chișinău, cu suburbiile și cu raioanele învecinate, devine într-adevăr o metropolă, unde din ce în ce mai multă lume vine în oraș dimineața și respectiv pleacă. Pe lângă asta sunt soluțiile care țin de intersecții, care țin de puncte anume din oraș și așa mai departe. Și aici este următoarea prioritate, și anume soluțiile locale aplicabile fiecărui punct aglomerat din oraș. Fie că e vorba de sinergeratori, fie că e vorba despre lărgiri, fie că e vorba despre bretele pentru ieșire separată și așa mai departe. Plus, va fi nevoie, fără discuții, de intersecții denivelate, cum sunt între strada Albișoara, de exemplu, și cealaltă parte a orașului spre sectorul Râșcani. Asta va trebui introdus în multe alte intersecții din oraș. Însă, dincolo de aceste soluții de infrastructură, care necesită investiții, bani și așa mai departe, sau un viaduct, pod, care trebuie făcut de pe strada Ismail până pe strada Vadului Vodă. Și de multe ori am spus, în locul podului care s-a făcut inutil și nu este folosit la Sărătenii Vechi sau acolo spre intersecția spre Soroca, Bălț Soroca, trebuia podul făcut la Chișinău. Dar atunci așa a fost ambiția guvernului, să facă acolo, să nu facă în oraș, din nou sabotaj primăriei. Pe acel pod circulă 3 mașini pe zi. Dacă se făcea un pod din ăsta de pe strada Ismail până la strada Vadului Vodă, aveam rezolvat o problemă serioasă de trafic în Chișinău, că acolo e cea mai aglomerată intersecție. Și acolo sunt două soluții. Fie viaduct, adică un pod mare de la Ismail până acolo, de la strada Ismail până la Vadului Vodă, fie un sens giratoriu de dimensiuni foarte mari. Însă, spuneam, dincolo de soluțiile de infrastructură, care necesită bani și care trebuie făcute pe ani și zeci de ani înainte, permanent, este nevoie urgentă de modificare de lege. Noi cerem acest lucru din 2007. În 2015 erau proiecte de legi pregătite de fracțiunea Partidului Liberal și depuse în Parlament, făcute în colaborare cu ministerii și așa mai departe, puse, lăsate în sertare, până în ziua de azi. Și nimănui nu-i pasă ce bani și cu năstase reprezentanții guvernării ne povestesc nouă cât de bine o să facă ei cu traficul în Chișinău, ei, având astăzi majoritate în Parlament și nemodificând legile, neavând inițiative legislative de rezolvare a trei probleme principale care blochează traficul din oraș. Și anume, bandă specială pentru transportul public. Este nevoie de modificarea regulamentului circulației rutiere. 2. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Este nevoie de modificare a regulamentului circulației rutiere. 3. Problema accidentelor minore, renunțarea la prezența poliției la fața locului. De câte ori se întâmplă când din cauza a doi oameni care nu se pot orienta în trafic și fac o prostie de accident, își zgârie mașina sau temir ce, o nimica toată. Nu, ei se ceartă în mijlocul străzii, așteaptă jumătate de oră până vine poliția, se formează cozi de kilometri și în felul acesta se constată la fața locului timp de o oră toată chestiunea. Și traficul, evident, este dat peste cap. Aceste accidente trebuie să se rezolve ca în toată Europa civilizată și deja și în Rusia au fost într-o asemenea măsuri. Fără poliție, dacă nu au avut de suferit oameni în urma unui accident rutier, poliția nu are ce căuta la fața locului. Cei care au fost implicați în accident au firme de asigurare, n-au decât să facă poze, că toată lumea acum umblă cu fel de fel de gadgeturi după ei și camere video și așa mai departe, să facă poze de la fața locului și în urma cercetării pe care o va face poliția, dacă va fi necesar și nu se vor înțelege între ei amiabil, atunci să fie stabilită vinovăția și respectiv care dintre firmele de asigurări plătește dauna. Că până la urmă este vorba despre o chestiune absolut minoră. Care dintre firmele de asigurări plătește dauna? Dar poate să fie aceeași firmă de asigurări, că pot fi amândoi asigurați la aceeași firmă. Și din cauza acestor accidente stupide, a proștilor care nu știu a conduce, sau a neatenției, din această cauză, de asemenea, se blochează traficul. Aceste trei chestiuni necesită modificări de lege.
Nu bor nepuse pe Alecu Rusoc, cum se face caz dimineață, era risc de accident acolo, că eu vin în fiecare zi pe acolo. Erau puse bornele pe stradă, mașina poliției lipsea. În general, asta e încălcare de lege. Așa ceva nu se poate face când stau borne aiurea pe stradă pe sensul opus de mers. Asta e pericol, în primul rând. Da? La noi ca la nimeni. La noi orice se poate. Dar aceste trei modificări de lege, de 10 ani de zile le așteptăm. Nimeni nu vrea să le facă. Am să-i întreb la dezbateri, stimați Ciobanu și Năstase, ca reprezentanța ai guvernării. Ați depus inițiative în Parlament să modificați regulamentul circulației rutiere? Sau în guvern, pare mi se, că regulamentul circulației rutiere este adoptat prin hotărâre de guvern. De ce ne spuneți povești și nu vă îndepliniți atribuțiile de serviciu? Că este obligația voastră, în calitate de reprezentanți la nivel de stat al nostru, că ăștia sunteți dumneavoastră azi, să faceți aceste modificări. Și în felul acesta ordonăm traficul existent, vedem care sunt minusurile și îmbunătățim mai departe, local, la fiecare interziție, la fiecare punct vulnerabil. Monitorizare, video și așa mai departe. Ori dumneavoastră ce faceți acolo? Ne spuneți câte în lună și în stele, faceți memorandumuri. Cum am spus, prințesa Cebanu s-a închis la turnul de Fildeș, în turnul de apă, muzeul orașului și ne povestește. De acolo astăzi ne va povesti despre tot așa, trafic, am înțeles, și șoseaua de centură. În condițiile în care iată unde sunt competențele. Mai departe, a treia chestiune, sau a treilea compartiment pe partea de trafic. Șoseaua de centură. Ea stă moartă de 4 ani de zile. Din 2015, de când Plahotniuc a făcut și cu Cebotar, că ăsta s-a lansat, se lansează și el acum, da? Cine era? Botner era la Ministerul Transporturilor. De când au făcut licitația și au adus acea firmă bulgară, care ne era băgată și nouă pe gât aici, prin toate metodele posibile și imposibile. La Chișinău și-a lăsat groapa aceea de pe tronsonul de la șoseaua spre Leușeni, spre șoseaua Ialoveni, bucata aceea de centură care avea 4 benzi. Au lăsat groapa aceea acolo din 2015, așa, așa trebuia să fie și Bulevardul Ștefan cel Mare, că e vorba despre aceeași firmă din Bulgaria. Șoseaua de centură stă moartă de 4 ani și nimeni nu s-a ocupat de ea niciodată în ultimii 30 de ani. În condițiile în care șoseaua de centură, atenție, aparține Guvernului Republicii Moldova și nu primăriei. Care este prioritatea guvernării? Năstase, Ceban, Maia Sandu pentru șoseaua de centură? Zero. Vin alegerile, o să ne spună iar povești. Și din cauza asta se sufocă orașul cu tot transportul unde vine? Vine pe calea Basarabiei și la intersecția cu Ismail, cea mai aglomerată intersecție din oraș. Mai este a doua problemă, a doua soluție, dar asta e minoră, pentru că acolo traficul este imposibil de organizat la parametri corespunzători. Strada Industrială și respectiv lângă cimitirul cela de la sectorul Ciocana. Ciocana Vechi, jos acolo, unde dincolo de strada Transnistriei. Acolo sunt niște labirinturi, niște serpentine, nici nu poți merge pe acolo cu tiruri ca lumea. Doar să fie făcut o străpungere prin intermediul zonei, prin zona industrială, prin întreprinderile care sunt acolo, dar sunt terenuri private, și din strada Transnistriei să putem ieși la industrială și în felul acesta să fie creată o a doua soluție din trafic local nord-est. Direcția nord-est. Dar trebuie să avem o șosea de centură la orașul de 1 milion de locuitori, trebuie să avem o șosea de centură nu de 4 benzi, de 6 benzi deja. Corespunzătoare necesităților secolului 21. Cu rezervă chiar. La noi este lăsat de izbelești. Și se întinde coada, cârnațul, de la Calea Ieșilor până sus, dincolo de Petricani sau spre Grătiești, în fiecare dimineață. Iată, v-am demonstrat că noi, în 10 ani, am rezolvat probleme de trafic. Pe când toate guvernările care au fost, inclusiv cea actuală, inclusiv comuniștii, care astăzi se numesc socialiști, și-au băgat piciorul și n-au făcut nimic pentru rezolvarea problemelor de trafic. Mai mult decât atât. Ei nici măcar legislația nu vor să o modifice. După cum am spus, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, bandă specială pentru transport public și accidentele minore să fie fără poliție. Modificați legea, oameni buni, vă ia o zi să modificați legea. Ca să îmbunătățim chestiunea de transport. Am făcut o bandă experimentală pentru transport public în 2007-2008. Și-au băgat toți picioarele. Au scuipat toți. Ce? Dispozițiile lui Chertoacă sunt lege? Nimic. Călcăm în picioare. Cât m-am luptat pentru săgeata verde? M-a blocat, era pe atunci afilat, m-a blocat jumătate de an sau un an de zile. Până am reușit să introduc. Inițial vroiam semafor pentru ca să se vadă mai bine, să fie mai clar, mai securizat. Nu, au băgat panou. Bine, panou. Dar și panou ăsta jumătate de an m-am luptat cu ei. Că nu le-a plăcut că inițiativa a venit din partea mea. Iată așa am lucrat. Bătut din toate părțile, sabotat din toate părțile. Dar cu toate acestea am mers înainte și am adus rezultate. Ei, de 10 ani, cel puțin, nu vor să modifice o lege, fraților.
O lege nu vor să modifice ca să îmbunătățească traficul. Despre ce vorbim noi? Care competență, care pregătire, care dedicație pentru municipiul Chișinău și pentru primărie? Zero. Doar interese. Interese și noi suntem frumoși, noi suntem alți și pufoși, noi suntem cei mai buni, votați-ne. Nu așa se face. Trebuie să arătați competență. Trebuie să arătați fapte. Trebuie să arătați real că s-au mișcat lucrurile. Nu prin declarații și povești. De asta și mă revolt. De asta și-am spus că n-am de gând să mă umilesc în fața nimănui. Nici în fața contracandidaților și nici în fața electoratului. Vreți să mă votați? Bine. Nu, nu. Să fie clar. Eu am demnitatea mea. Și-am fost susținut la cele mai înalte cote. Și dacă am nimerit în această încurcătură, băgat de Dodon și Plahotniuc în această situație complicată în care se află și partidul și subsemnatul și cu dosare penale și toate, nu mă dau bătut și lupt până la capăt. Vreți să mă susțineți? Bine. Nu, nu. Voia boierului, cum se spune. Dar nici prostit nu o să mă las și nici nu o să las societatea să fie prostită. Am să spun adevărul permanent, la fiecare pas, la toate dezbaterile. Iată dovada. Toată clasa politică, toți contracandidații care reprezintă clasa politică putredă, și în special cele de la guvernare, n-au fost în stare să modifice o lege, nici măcar pentru această campanie electorală, că dacă modificau legea, atât năstase cât și ce bani. Azi puteau să vină și să spună, iată oameni buni, noi am modificat legea, mașinile se ridică, care sunt parcate în reglementar, se îmbunătățește traficul. Este bandă specială pentru transportul public, pentru troleibuze, este mai ușor de circulat. Accidentele minore, nu mai vine poliția și în felul acesta mai repede se rezolvă la fața locului și nu mai se pierd ore pentru a se lămuri cine și pe cine a zgâriat. Nimic. N-au făcut. Noi am atras atenția asupra acestor probleme. Ani de zile. Demersuri le-am făcut. Public i-am somat. Nici o reacție. Asta este tristul adevăr. Și la fel o să venim pe celelalte domenii. Periodic. Dacă nu în fiecare zi, odată la două zile, o să organizăm evenimente și o să prezentăm realitatea așa cum este. Întrebări, vă rog, dacă aveți. Nu sunt. Vă mulțumesc și vă doresc. Cum am spus, sloganul se știe. Cu demnitate pentru Chișinău.